Sunt sigur că ai auzit până acum că un calculator poate folosi doar două cifre, 1 și 0. Cum poate totuși să facă operații atât de complexe prin intermediul celor două cifre? Pare greu de crezut că laptopul sau desktopul de pe care mă urmărești se bazează pe niște întrerupătoare foarte, foarte mici care aprind sau sting niște becuri foarte, foarte mici. Hai să vedem împreună cum este posibil acest lucru. Dacă ar fi așa de simplu și atât de bine făcut un calculator, ar trebui să vorbească ca și noi, adică să-i putem spune lucruri și el să le facă. De ce e atât de complicat? De ce nu putem să-i spunem unui calculator ce să facă în limbaj natural? Păi răspunsul e simplu, computerele vorbesc doar 1 și 0. El atât înțeleg, 1 sau 0. Și nu pot folosi cuvinte pentru a comunica așa cum facem noi. Limbajul nostru e prea evoluat pentru un calculator, așa că e nevoie să aibă un sistem al lor. Și nici măcar sistemul nostru de numerație, decimal, da? Nu e suficient pentru un calculator. E totuși prea dificil ca să-l înțeleagă, așa că folosesc un sistem de numerație mai simplu decât oamenii, care are doar două cifre. 10 sunt prea multe pentru un calculator, apare. Aceste două cifre, bineînțeles că sunt 1 și 0. Și ele în spate înseamnă prezența unui curent electric sau absența unui curent electric. Bineînțeles, aici nu vorbim de calculatoare cuantice, acolo lucrurile diferă puțin. Nu avem doar 1 și 0, avem și o stare cuantică care e între 1 și 0. Dar noi vorbim de calculatoare clasice, acum nu de cele cuantice. Acolo lucrurile stau puțin diferit. Dar logica unui calculator din zilele noastre se bazează pe prezența unui curent electric și absența unui curent electric. Iar prezența unui curent electric, spunem noi că e 1, da? Absența curentului electric e 0. Puteți să vedeți lucrul ăsta cumva în paralel ca un bec. Dacă e aprins becul, considerăm 1, dacă e stins becul, considerăm că e 0. Și asta e toată convenția. Și de aici încolo, pe baza unor abstractizări care se construiesc peste alte abstractizări, care se construiesc peste alte abstractizări, reușim să construim algoritmi și programe din ce în ce mai complicate, jocuri, etc. Toate se bazează pe abstractizări și toate se reduc la 1 și 0. O să ziceți, bine, deci am 1 și 0, pot să salvez dacă ceva e adevărat sau fals. Dar cum pot salva numere folosind doar 1 și 0? Și răspunsul, așa cum intuiți sau poate știți deja, folosim sistemul de numerație binar care folosește doar cele două cifre, 1 și 0. Hai să vedem un exemplu ca să înțelegeți mai bine conceptele. De exemplu, cum citim noi oamenii numerele, da? Dacă avem numărul 123, vedeți că și zice 100, 20 și 3, da? Adică avem 1 ori 100, care înseamnă 10 la a doua, plus 2 ori 10, care înseamnă 10 la a întâia, plus 3 ori 1, care e 10 la 0, da? Deci vedeți că se folosesc puteri crescătoare ale lui 10, pentru că suntem în baza 10, noi oamenii folosim baza 10, baza de numerație 10, și în felul acesta obține numărul 123, adică 1, 2, 3 înseamnă de fapt 1 ori 100 plus 2 ori 10 plus 3 ori 1. Asemănător, computerele folosesc baza de numerație 2 ca să salveze informații și, de exemplu, 1, 0, 1, 1 în baza 2 pentru un computer s-ar traduce cam așa. Dacă e să începem de la dreapta la stânga, ar fi 1 ori 2 la 0, prima poziție, cel mai din dreapta 1, plus 1 ori 2 la 1, da, iarăși avem 1, suntem pe următoarea poziție, crește puterea lui 2, după aia avem 0, deci 0 ori 2 la a doua, plus ultimul 1, cel din stânga, 1 ori 2 la a treia, a crescut iarăși puterea lui 2. Dacă adunăm valorile, obținem rezultatul 11, da, deci 2, 1, 0, 1, 1 în baza 2 înseamnă 11 în baza 10. În felul acesta, calculatoarele salvează și procesează numere. Dacă vreți ceva mai simplu, putem să privim iarăși cu becuri, cum vă ziceam. E ca și cum în memorie ar fi niște becuri care pot fi aprinse sau stinse și fiecare bec, cu cât se duce mai în stânga, cu atât e o putere mai mare a lui 2. Da? Sau se dublează valoarea, dacă vreți. Adică o să avem, pornind de la dreapta la stânga, 1, 2, 4, 8, apoi 16, 32, 64, etc. Da? Și acum, dacă noi ținem aprinse doar becurile echivalente pozițiilor 8, 2 și 1 și adunăm aceste valori, obținem că 1, 0, 1, 1 în binar este de fapt 11, da? În baza 10, că 8 plus 2, 10 plus 1, 11. Acum, hai să vedem părerea voastră. Ce becuri aprindem ca să salvăm 13 din baza 10 în baza 2? Și acum, cum putem transforma din baza 10 în baza 2? E simplă transformarea, împărțim cu rest la 2, până când câtul împărțirii este 0. Și apoi, primul rest îl considerăm cel mai puțin semnificativ bit, da? Cel mai puțin semnificativ bit
e bitul din dreapta în reprezentarea numărului, iar cel mai semnificativ bit este ultimul, da? Obținut. Adică primul bit din stânga. Acum ar veni, luăm câturile în ordinea inversă a obținerilor. Și hai să vedem un exemplu. Uite, să zicem 123 în baza 10. Da, 123 în baza 10, îl împart la 2 și obțin 61 rest 1. 61 e diferit de 0, deci pot să-l mai împart o dată la 2. N-am obținut încă câtul 0. 61 împărțit la 2 dă 30 rest 1. Apoi îl împart și pe 30 la 2. 30 împărțit la 2, 15 rest 0. Încă n-am obținut câtul 0, așa că merg mai departe. 15 împărțit la 2, 7 rest 1. 7 împărțit la 2, 3 rest 1. 3 împărțit la 2, 1 rest 1. Și 1 împărțit la 2, 0 rest 1. Și în sfârșit am obținut câtul 0. Așa că pot să iau toate resturile în ordine inversă. Da? Deci de la ultimul obținut până la primul. Și atunci obțin că 123 în baza 10 este 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1 în baza 2. Așa se face transformarea din baza 10 în baza 2. Bineînțeles că de cele mai multe ori computerele transformă pentru noi, nu trebuie să facem asta. Și pe Windows, de exemplu, avem la calculator din Windows, putem să trecem un programmer și să scriem numerele în baza 10 și obținem reprezentarea lor în baza 2. Dar ca idee, pentru cunoștințele voastre generale, să știți că cam în acest mod se face transformarea din baza 10 în baza 2. Cum se face transformarea inversă din baza 2 în baza 10? Simplu, așa cum v-am povestit și mai devreme, folosim puterile lui 2. Da? Deci înmulțim cifrele, care se numesc bits, o să vedem mai departe de ce se numesc bits, cu puterea lui 2 corespunzătoare poziției lor. Cel mai din dreapta îl înmulțim cu 2 la 0, următorul 2 la 1, următorul 2 la 2, 2 la 3, așa și mai departe. Da? De exemplu, ca să obținem înapoi din 1, 1, 1, 0, 1, 1, să obținem 123, asta ar însemna 1 ori 2 la 0 plus, da? Mergem de la dreapta la stânga. 1 ori 2 la 1 plus 0 ori 2 la 2 plus 1 ori 2 la 3 plus 1 ori 2 la 4 plus 1 ori 2 la 5 plus 1 ori 2 la 6. Transformăm în puterea lui 2, da? Și obținem 1 plus 2 plus 0 plus 8 plus 16 plus 32 plus 64 și făcând calculele mai departe, bineînțeles în baza 10 de data aceasta, obținem 123. Da? Deci transformarea din baza 2 în baza 10 se face pe baza puterii lui 2 corespunzătoare poziției cifrei binare. Așa cum ziceam, computerele vorbesc doar în 1 și 0 și de fapt fiecare bec de acolo e foarte, foarte, foarte mic. În zilele noastre calculatoarele au becurile acestea care sunt ba deschise, ba închise, aproape de dimensiunea unui atom. Și ajungând la dimensiunea unui atom, deja suntem în perioada în care e foarte greu să faci memoriile mai mici decât sunt. Încă reușesc prin diferite artificii, dar am ajuns la dimensiuni atomice și atunci să te duci mai jos de un atom nu prea ai cum când faci un astfel de bec foarte mic. Acum, un computer din zilele noastre are miliarde de astfel de becuri, adică de biți, de cifre binare care pot fi schimbate. Deci, am luat aici un exemplu, 1,75 de miliarde pentru un computer dual core. Din punct de vedere hardware, aceste becuri foarte, foarte mici se numesc tranzistori. Poate ați mai auzit de termenul ăsta. De aici vine și numele de Silicon Valley, pentru că acești tranzistori folosesc siliciu pentru a fi creați și procesoarele la fel. A venit și denumirea de Silicon Valley pentru că de acolo se extragea, din acea zonă se extragea acest siliciu ca să facă tranzistorii și între timp a rămas ideea de Silicon Valley și de zonă în care industria IT și are leagă, nu să zic așa. Din punct de vedere software, fiecare bec de ăsta foarte, foarte mic se numește bit. Bit vine de la binary digit, adică cifră binară. Da? Deci un 1 și un 0 reprezintă un bit. Acum, din fericire, computerele nu lucrează direct cu biții. Ar fi prea complicat. Gândiți-vă că aveam 1,75 de miliarde de biți. Sunt prea mulți. Și atunci, ei nu lucrează direct cu biții, ci lucrează cu grupuri de 8 biți consecutivi. Aceste grupuri de 8 biți consecutivi se numesc byte sau cuvânt în română sau octet. Deci un grup de 8 biți consecutivi se numește byte sau octet și e cea mai mică unitate de memorie care poate fi accesată în mod direct. Nu pot să mă duc în memorie și să schimb doar un bec, ci pot să schimb câte 8 becuri la rând. Bineînțeles, nu vă gândiți că trebuie să le apărim pe toate sau să le sting pe toate, dar ideea e că combinația de becuri stinse și becuri aprinse poți să o schimbi doar pentru câte 8 becuri odată, nu poți să o schimbi pentru fiecare bec individual. Bineînțeles că în zilele noastre avem memorii de ordinul gigabytes, unde un gigabyte are aproximativ 1 miliard de bytes.
Da? Și fiecare byte are 8 bits. Deci suntem undeva la ordinul de mărime 10 de miliarde de bits în memorie pe care îi putem schimba. Sper că acum lucrurile sunt mai clare. Într-adevăr, drumul de la redarea unui video până la 1 și 0 este destul de lung și anevoios. Dar doar împărțind acest drum în părți mai mici, putem înțelege cu adevărat lucrurile complexe. Ah, și nu uita să te abonezi!